Ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi filmez un haul despre skincare, îngrijirea tenului, în fine, despre mai multe produse. Tot ce am aici și despre care sper să apuc să vă spun măcar câte două cuvinte despre fiecare, sunt produse pe care le-am folosit foarte des, să zic, în ultimele 2-3 luni, despre care am niște concluzii cât de cât, și produse pe care am considerat eu că merită să le menționez într-un clip, să spun ceva despre ele. Poate să vă încurajați să le încercați, poate, nu știu, poate vă dau niște idei. Nu este neapărat un haul cu favorite, pentru că nu sunt aici numai favorite, dar sunt pur și simplu produse asupra cărora am reușit să-mi fac o părere. O să încep așa un pic cu cele de curățare și pentru că a fost concediu și am avut multe miniaturi din O Eficace de la Sisley, miniaturi de 30 de mililitri care, apropo, îți ajung 2 săptămâni fără niciun fel de problemă. M-am convins încă o dată că O Eficace de la Sisley, chiar dacă este un produs mult prea scump, cum spun mulți youtuberi, chiar este un produs care face diferența, mai ales când ai un ten sensibil, un ten uscat și un ten și cu lipsă de sebum. Da, cred că ar trebui să îmi fac un pic fișa utilizatorului. A venit Rafaelo. Ce faci, Rafaelo? Utilizatorului de creme. Eu am 40 de ani, am un ten în care nu mai are nici sebum suficient, apă, nu mai zic. Am linii fine, sunt foarte reactivă la machiaj, ca atare eu, dacă mă machiez astăzi mai intens la ochi, următoarele 3 zile nu mai pot machia mai intens, mă refer 2 farduri și un creion de ochi. La fel nu mă pot machia zi de zi, pentru că efectiv resimt asta oricât de bune ar fi produsele de machiaj pe care le folosesc. Și ca atare atunci când mă demachiez, chiar am nevoie, când îmi curăț tenul, am nevoie de ceva foarte finuț, foarte atent cu pielea. Iar pe ăsta, nu știu, cred că este al 3-lea an sau nu mai știu de când tot folosesc miniaturi, pentru că da, nu am avut până acum, el costă cam, nu costă foarte mult, dacă este o luăm așa punctual, costă vreo 50-60 de euro formatul mare, dar niciodată nu am fost pregătită să dau atâția bani pe un demachiant. Însă am zis când o să rămân fără demachiante și când chiar o să ardă, ăsta cu siguranță va fi și în full size. Dar acum tot am abonamentul acela la Sisley Bote și cam, cred că odată la 2-3 cutiuțe mai vine câte unul de ăsta și v-am zis, mi-ajunge și 2 săptămâni. Este minunat și chiar este eficient. Mai ales în cazul meu, de ce vorbesc de eficient? Eu nu-mi permit să mă plimb cu discheta de machiant 100 de ani în jurul ochilor, pentru că mă doare, efectiv mă doare și atunci am nevoie de ceva care să și preia de acolo machiajul și să nu facă nici dezastru pe, după el. Așa, dacă auziți un sfărăit ușor, este această pufoșenie care doarme aici lângă mine, că am aici un scaun. Bun, tot la capitolul de machiere mai vreau să vă arăt un produs care, vă spun sincer, m-a surprins maxim. Este Sensory Makeup Remover Oil de la Douglas, este marca proprie Douglas. Nu sunt o fană a cleanserelor, a demachiantelor care au nevoie de activare cu apă, însă acesta este pe bază de niște uleiuri. Când m-am uitat pe ingrediente, sunt multe, multe acolo mixate. În momentul în care vine contact cu apa, emulsionează și face alb. Nu are niciun fel de parfum, ba chiar miroase a ulei, cum miroase orice ulei vegetal. Și este foarte plăcut, este și foarte eficient. Este printre produsele care pentru mine a fost o mare surpriză. Nu mă așteptam ca un produs care nu costă mult, cred că costă până 50 de lei sau oricum e ceva pe acolo, pentru că marca proprie Douglas, care este accesibilă. Nu mă așteptam să fie atât de ok, adică e comparabil cu cleansere mult mai scumpe pe care le-am folosit de-a lungul timpului și aici chiar vreau să vă arăt un cleanser care acum este pe terminate. Este Silky Purifying Cleansing Balm de la Sisley. De la Sensai, da, îmi plac ambele branduri foarte, foarte mult. Ce să vă spun? Știți cum e cleansing balm-ul ăsta pentru mine? Este dovada că poți face un produs de curățare care să facă cu adevărat diferența față de tot ce mai este pe piață similar. Ați văzut, Sisley are O Eficace, pe care multă lume nu-mi place, că e mare brânză, seamănă ca și orice micelară de pe lume. Da, seamănă ca și ce micelară de pe lume asta, când tu nu ai probleme și nu cauți ceva anume.
La fel este și cu cleansing balm ăsta. Probabil că cineva care se spală pe față cu, nu știu, alt cleanser de ăsta, inclusiv de astea garnire, așa, o zic că nu face mare brânză, curăță. Curăță, dar depinde și cum. Când ai un ten care stă ca ariciu când trebuie să-l cureți, asta face o foarte mare diferență. Și ăsta este alt produs pe care mi-l doresc în format full size. Acesta a fost un travel size. Așa, ce mai am pe aici de curățare? De la Clarins am tot avut în ultima vreme demachiante pentru ochi. Am avut bifazic, acum l-am pe cel nebifazic, cel normal. Și acesta mi se pare foarte ok. Produsele Clarins oricum de curățare le găsiți și sub 100 de lei în perioadele de reduceri de pe la Mariono. Eu pe acolo vânez, ca să zic așa. Iar la capitolul curățare am avut o surpriză de la L'Oréal Paris. De fapt, acum se cheamă L'Oréal Skin Expert. Este un Reinigungscreme. Scrie în germană. Este o cremă de curățare, dar pentru că mi l-am luat din Viena. Pensea că la noi încă nu este. Este o cremă de machiantă și eu sunt mare fan a cremelor de machiante, alea grase pe care le pui pe ten, faci masaj și după citești cu o dischetă un pic umezită. Și ăsta e un produs care, sincer, nici nu mă așteptam să-l găsesc. Nu miroase foarte tare. Așa, bravo, mi-am pus pe nas. Nu miroase foarte tare a parfum cum eram eu, din păcate, obișnuită cu produsele la L'Oréal Paris. E un pic altceva. Nici n-a fost scump. Se fost până în 50 de lei, chestia de genul ăsta. Și da, mai borcănoiul de 200 de mililitri, care chiar va ajunge. Sper să ajungă și la noi. Sau poate o fi și ajuns între timp, dar n-am mai trecut eu de multă vreme prin magazinele astea de cosmetice. Hai, la ce să trec, la ce să trec. După curățare, la seruri. Și da, la seruri. De la Lierac am aici din Hydragenist. Este un ser. Mai aparte, puțin el e tot așa în format travel size. Mi-am luat de pe Look Fantastic o cutiuță de acolo. Și mie îmi place foarte mult. Îmi place mai ales în serile când nu suport o cremă, că da, chiar și eu cu lipsă de sebum am uneori seri în care nu suport o cremă grasă pe față și atunci mă duc și mi-l iau pe ăsta. Acum, luând așa la rece, nu aș da pe formatul full size, care din ce mi-am gândit eu costă undeva la peste 300 de lei, pentru că am alternative mai accesibile și o să vă arăt cele două produse de la Gerovital, noua gamă Derma Plus, cred că e premium, scria ceva cu premium pe ele, nu știu. Sunt astea noi de la Gerovital în ambalaje negre. Eu am aici cremă oxigenare și hidratare și mai am aici filler intens antirid. Și asta care e cremă și asta care e filler au niște texturi foarte, foarte de ser, niște produse foarte ușoare, foarte hidratante, foarte hidratante, foarte plăcute, nu au niciun miros care să spună că pe acolo e mult parfum, e așa, ceva, quelque chose. Vin în tubulețe cu pompiță, sunt transparente, sunt, nu știu, îmi inspir așa ca niște produse medicale, parcă le văd așa pe rafturile unui salon unde te duci dacă ai probleme cu tenul. Intră repede în piele, mie această gamă nouă de la Gerovital mi se pare super și se pare că merită să investești. Produsele sunt ceva mai scumpicele față de clasicile Gerovital, adică sunt vreo 50, 60, 70 de lei, nu mai știu, pe acolo, depinde de pe unde le luați. Dar sunt produse care pare bine că le am, pentru că le pot, mă pot bucura de ele. Și odată m-am bucurat că Gerovital are și așa ceva. Tot așa că nu am chef să mă dau cu cremă, sau și dacă am chef și dacă n-am... Asta este Sensai Emulsion 2 de la Sensai, cu care m-aș da toată ziua. Deci eu cu chestia asta, eu m-aș da toată ziua. N-am nicio problemă. Oricând. Deci dacă îmi spune cineva trebuie să te machiezi și acum, da, mă dau cu Sensai. Deci atât de mult îmi place, este așa o mare compatibilitate între mine și acest produs, încât îmi vine așa să le scriu celor de la Sensai, bă, pe ăsta l-ați făcut, trebuia să scrie tătucul pe spate. Foarte mult îmi place. Este o loțiune lejeră, hidratantă, intră în piele. În ritualul Sensai l-ai totul, dubla curățare, dubla hidratare, așa spune, că după ce te demachiezi, te dai întâi cu o emulsie sau cu o loțiune și apoi te dai efectiv cu crema, ca este exact ca și când mănânci. Când te așezi la masă dintr-o dată și bagi friptanul întâi, mănânci un aperitiv. Bine, nu e în cazul meu că eu oricum mănânc friptură, eu mănânc carne.
Așa. Tot așa un produs similar cu ce v-am arătat înainte la Sensai, dar care nu îmi place tot la fel de mult, este a Bay Royal de la Guerlain, lotion preparatrice, adică exact cum am zis, loțiune pregătitoare, adică după ce te-ai demachiat. Și ăsta este foarte mișto, dar de 1000 de ori este mai mișto Sensai-ul. Pe amândouă mi le-am cumpărat și le folosesc așa, alternativ. Dar recunosc că îmi place mai mult Sensai și în ultima vreme pe skincare, deja în capul meu se creează acolo o grămadă de planuri de investiție pentru Sensai. Da, îmi place Orchidee Imperial, gama de la Guerlain, este mult, mult prea scumpă și dacă pun în balanț, dacă aș avea acum 1000 de lei în mână să-mi iau un singur produs de skincare, să știți că nu mi-aș lua Orchidee Imperial, mi-aș lua din Cellular Performance, ceva de pe la Sensai. Pentru că am văzut ce se întâmplă. Am văzut ce se întâmplă pentru că am mai am mostre și de la Sensai. Acestea sunt, de exemplu, cred că asta e o cremă calmantă și asta e din Cellular Performance, crema de ochi. Da, ele sunt așa mintitele, dar vă ajung, nu mai știu, o parte le-am mai primit pe la sesiuni de make-up Sensai, am mai primit ceva odată când am cumpărat, că am făcut niște cumpărături Sensai, că am cumpărat loțiune, am mai cumpărat un rimel și am mai primit așa din când în când câte ceva. Mai cumpărat și de pe eBay mostre, așa, dar un borcanel dintre ăsta, care e micuț, așa e travel size sau mostră, mie mi-ajunge 2 săptămâni, deci e ok, e decent, ca să zic așa, și îți poți forma o părere. Un produs la fel de care am abuzat un pic vara asta este Paula's Choice Resist 10% niacinamin de booster. Am avut nevoie de ceva care să-mi pună un pic tenul la punct, deși el săracu n-are nicio vină, are vină... oricât de mult îmi place soarele și sunt de acord că avem nevoie și de lumina soarelui, mie totuși soarele nu îmi face foarte mult bine și vara asta s-a văzut pe nivelul tenului, în primul rând, tot felul de pete am avut și tot felul de puncte, de grăsime, de puncte care nu seamănă nici cu puncte negre, nici cu nimic, nu știu ce erau. Și cu chestia asta am reușit să le țin sub control, mai am foarte puțin. Și ăsta va mai intra, ăsta a fost primit din partea celor de la Paula's Choice, dar următorul o să mi-l iau, pentru că chiar am văzut ce poate face și ce îmi place că îl combin cu orice cremă, care îmi place mie, dar la care vreau să-i aduc un plus de niacinamide. Da, uite, niacinamidele astea de multe ori le amestecam cu cremuța asta de la Decleor, din care mai am foarte puțin. Mie de la Decleor mi-au plăcut mereu produsele, la noi nu prea sunt, le mai cumpăram de prin afară. Asta cred că a fost ultimul produs Decleor pe care l-am mai avut eu acolo prin trăistuța mea de jucării, să zic așa. Embryolisse Le Creme Concentré. Este, de fapt, un produs multi, adică te poți da și pe cap, da, și pe cap, și pe față, și pe corp, și pe orice. E unul din acele produse iconice pe care o să le vedeți mereu menționate de YouTuber, de oameni pasionați de cosmetice și îmi place și mie, dar, pe de altă parte, eu nu aș fi tentată să investesc pe mai mult, adică pe formatul ăla mai mare, că am zis că e și mai mare. Pe acesta l-am primit eu într-un swap cu Manuela Mihalcea. E mișto, dar nu e genul de produs care să mă facă să zic, au, trebuie să mi-l cumpăr. Dar e bine că există și așa ceva. Deci ăsta l-aș vedea potrivit pentru persoane de alea care n-au chef să-și cumpere 7000 de creme, nici n-au nevoi speciale și aia e. Puteți să-l folosiți și ca de machiant pe ăsta. Nu știu cât timp mai am eu acolo. Ăsta a fost un produs de care inițial am fost extrem, extrem de încântată. Și acum sunt încântată de câte ori îl desfac. Este de la Skin Food, este un brand care se păstrește în exclusivitate la Sephora. Pentru mine este insuficient de hidratant. Este, dacă vreți, ca și o loțiune preparatrisă, de asta, preparatoare. Adică mă dau, după ce m-am demachiat cu crema asta, care e o cremă gel, rase foarte bine, foarte proaspătă, dar este insuficient de hidratantă pentru mine. Cred că ar fi minunată pentru cei care au exces de sebum și care zic, wow, nu vreau să-mi pun nicio cremă pe față, ei, pe asta poate și o aplice fără probleme. Din exclusivități, de-astea sau mărci proprii, foarte mult îmi plac... produsele astea de tip lapte micelar de la Sephora, eu l-am primit din partea lor pe cel cu trandafir, pe acesta cu cocos mi l-am cumpărat după ce l-am terminat pe cel cu trandafir și îmi place foarte mult la demachiere. E o variantă mai soft, mai blândă, așa, pentru o apă micelară, adică apă micelară în lapte, nu știu cum să vă explic, asta e cel cu cocos. Așa, să văd dacă mai am ceva pe aici. Despre produsele Andalou,
Pentru mine a fost o noutate în acest an, le-am primit din partea celor de la Secom și chiar nu a vorbit bine pentru că am descoperit acest brand. Am făcut deja review la acest ser, dar nici crema de ochi nu intră mai la coadă pentru că va avea și ea review separat. Chiar mi-a plăcut. E un brand despre care tot citeam, dar nu am apucat efectiv să descoper. Dacă vă plac produsele naturale, dacă vă plac produsele bine formulate, asta poate să fie o variantă de brand care să vă mulțumească. Plus că uitați și serul, pe lângă faptul că a propus să știți, uitați-vă pe articol că e acolo o formulă bună, vine în sticlă cu pompiță, la fel cremele în tubă, adică se vede că oamenii ăștia dau atenție și detaliilor. Și hai să închei cu ceva. Închei cu Ivatern Toleri Skin. Este o cremă care la mine nu se termină niciodată, adică nu se poate fără ea. O folosesc la atât de multe lucruri și m-am și demachiat cu ea când mă usturau foarte tare ochii. Mă dau cu ea pe față când, după perioadele când am stat la soare. Mă dau cu ea în jurul ochilor după ce m-am jucat cam mult și am tot făcut blending acolo, blam, 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 și am amestecat fardurile și mă doare efectiv pielea din jurul ochilor. O folosesc pe zona axilelor și pe zona inghinală după epilare și în continuare este the best product pentru acele probleme de supra-sensibilizare a celor zone și eu nu mai pot fără ea. Deci crema asta, Toleri Skin, trebuie să fie acolo și o recomand absolut oricărei persoane, inclusiv bărbaților care au probleme după bărbierit și așa mai departe și plus că nu miroase nimic. Adică miroase un pic așa spre medicament, adică nu o să vă bănuiască nimeni că vă dați cu crema soției, iubitei, mai știu cui. Da, și cam acesta a fost acest haul de skin care. Pur și simplu am trecut așa repede în revistă produse care îmi plac sau despre care am simțit nevoia să vă spun ceva. Dacă aveți întrebări, nu uitați să-mi lăsați aici în căsuța de comentarii. Până data viitoare, să fiți sănătoase și foarte frumoase!